Vă salut! Astăzi o să vă prezint această tocătoare pentru crengi, model R100, cu 6 cuțite, cu însăcuire simplă, motor de 13 cai cu pornire dublă, pornire la cheie și la demarod, baterie Rombat, folie de 300 cu bucșă elastică. Lasă-mă să fac un filmuleț. Hai, lasă-mă. Două roți tubing pe spate, o roată pivotant pe față. Astăzi vreau să toc acest salcâm. L-am luat de la un prieten și o să-l tocăm ca să vedeți că poate toca și salcâm. De 6 cm. Acolo sunt 10 aproape. Ați cam măsură. Am reușit să toc o grosime de 6 cm cu 10 jumate. Lemn de salcâm. Acesta este 7 jumate.
lemn de salcâm, în acesta s-a oprit. Exact. În lemnul acesta s-a oprit. Dacă aș avea o volantă, aș toca 8 cm fără nicio problemă. Acesta este de 5 cu 11. Acesta are 5 jumate cu 12. Acesta are 6 cu 9. Acesta are 6 cm cu 10. Cu 11 4 jumate 6 8 în felul acesta a tocat. Eu sunt foarte mulțumit de cum a tocat acest lemn. Acesta are mai mult. Acesta este de 5 jumate cu 7 și se face o medie, are vreo 6 jumate cu 11. Este lemn de salcâm. Nu este în perioada de vegetație, dar are sevă în el. Se toacă mult mai ușor decât lemnul uscat. Deci lemnul uscat nu cred că toacă mai gros de 5 cm acest model. Dacă îi punem volantă, se poate fără nicio problemă. Ăsta este uscat. Deci are 4 jumate cu 12. Așa, ăsta e uscat, da. Deci în acesta de 6 cm s-a oprit. Nu s-a oprit în ăsta? Da? Nu, a fost unul mai gros. A, uite, gata. Da. 7 cu 10. Da, 7 cu... cu 5 jumate. A avut nod. Da. Cam atât. Sper că v-a plăcut acest videoclip și sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!